Timpul reproduce după independență belge următoarele. Alianța Universală a Israeliților s-a unit de curând cu ideea unei conferințe de israeliți, a căreia inițiativă o luase nu demult Anglo-Jewish Association. Această conferință la care trebuie să ia parte delegații tuturor asociațiunilor israelite din Europa are de scop de a asigura ovreilor din Turcia drepturile ce se propune a se acorda populațiunilor creștine. Ea va avea loc la Paris la 11 decembrie sub președinția domnului Cremieux, membru al Senatului și președinte al Alianței Universale. Cererea va fi prezentată sub forma unei note care va purta sub semnătura tuturor societăților evreiești din Europa. Evreii din România trebuie să aibă partea lor din aceste beneficii, în tocmai ca și cei din Serbia. România mai ales va da loc la discuțiune cu totul specială în sânul conferinții. Se pare că evreii din România sunt privați de drepturile civile și politice, cu toate că terminii Constituțiunii nu prescriu nimic de felul acesta în privința lor. Conferința își propune dar de a face astfel încât să nu se introducă în Constituție clauze care ar putea să legalizeze situațiunea actuală a evreilor din România. Jewish Chronicle propune ca primele ședințe ale acestui congres să se ție cu ușile închise. Un autor francez al cărui nume nu-l mai ține minte, au arătat că din cele mai sângeroase sacrificii ale omenirii, neamul care s au folosit mai mult, fără să risce nimic, au fost evreii. Va să zic că de aceea ar fi cheltuit Rusia zeci de milioane de ruble și ar fi pus în mișcare sute de mii de suflete creștinești, de aceea și-ar fi pierdut Serbia floarea tineretului, de aceea cheltuim noi cu întreținerea armatei aproape 250.000 de, de lei noi pe zi, pentru ca din aceste sudore amare ale țăranului nostru, a celui sârbesc, a oierului muntenegran, a rusului, să se folosească în mod egal evreii ei care în presă au fost contra creștinilor, ei care ne-au jocorit pe noi, pe sârbi, pe ruși, ei care prin jurnalistica lor fățarnică și mincinoasă ne numesc semi-asiați, semi-barbari. Apoi să le ierte dumnealor. Conferința s-au adunat pentru a regula starea celor care au suferit și s-au sacrificat, nu a celor care din aceste suferințe și sacrificii s-au folosit și astăzi, ca totdeauna. Cine nu-și varsă sângele pentru petecul său de pământ strămoșesc, poate să precupețească înainte chibrituri și vax, dar va face bine să ne lese în pace. Puterile europene au recunoscut înșile că pretențiile evreilor în România sunt neîndreptățite. Austria și Rusia au încheiat deja tractate în acest sens cu România. Cine nu le va încheia tot astfel poate să ne scutească cu dragostea. Conferința se va oferi, desigur, de a amesteca în discuții chestiuni care să le complice și mai mult. Cât pentru români, egală îndreptățire a 600.000 de lipitori și precupeți este pentru ei o chestiune de moarte și viață. Și poporul nostru cred că ar prefera moartea repede prin sabie decât moartea lentă prin vitriol. Concedem că între acești 600 de mii va fi 1% care să producă ceva prin sine și să ție la țară și la popor. Dar când în țară avem 700 de, mii de lucrători care produc țăranii, nu înțelegem alături cu aceștia 600 de mii de speculanțe ai productelor, încât fiecare evreu să trăiască din precupețirea muncii unui singur țăran român. Drepturile dumnealor, civile și publice, nu însemnează decât dreptul de a exploata poporul nostru în bunăvoie. Plece 99% în America să-și câștige acolo prin muncă productivă până de toate zilele. Și atunci cu cei ce vor rămâne ne vom împăca ușor. Dar până atunci să mai fie încă șapte alianțe, ca cea universală, care se conspire cu ușile închise în contra nației românești. Noi vom ști să le arătăm totdeauna lungul nasului, căci nu ne spăriem nici de înjurăturile presei jidovești, nici de declamațiile oratorilor idealiști, pe câtă vreme e vorba de existența poporului nostru. Dacă voiesc să ne cucerească, n-au decât să o facă fățiși, ca toate națiile, cu arma în mână. Dar cu tertipuri și apucături nu merge deocamdată. În numărul în care sunt la noi, Evreii rămân străini de rit necreștin, ce nu se pot nici contopi cu poporul nostru, nici pot pretinde mai mult decât de a fi suferiți, și ne pare că n-au nicio cauză de a se plânge de toleranța noastră. Dacă gustul e numai decât după drepturi egale, conform contractului social, iată Austria e aproape, apoi Germania, Anglia, Franța, Italia. Cine îi oprește de a merge cu drumul de fier unde îi vine la îndemână, ca să se bucure de toate drepturile posibile? Putem spune cu drept cuvânt și tare că poziția evreilor în țările în care nu se bucură de egalitate e cu mult mai bună decât acolo unde ei se bucură de ea. De aceea geme Rusia de ei, de aceea ne-au inundat pe noi. Oriunde e teren pentru neagra speculațiune, evreul e acasă iar vaetele și plângerile contra persecuțiunii sunt mofturi, care să acopere de mai înainte modul neomenos în care suc țările pe care le-au căzut ca lăcusta. Că sunt și evrei ce merită egală îndreptățire, cine o contestă? Dar noi nu suntem sabaot care voia pentru un drept să cruțe Sodoma. Nu putem, pentru numărul mărginit de evrei folositori țării, să dăm de pline drepturi sutelor de mii de venetici neproductivi care în ultima linie trăiesc din precupețirea muncii, ba a vieții poporului nostru.